Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am găsit, oameni buni, la Minecraft Story Mode, un joc așteptat de foarte multă lume care a apărut acum câteva ore. Bine, de fapt clipul ăsta apare la 8 dimineața, deci când voi veți vedea clipul să știți că jocul a apărut de ieri, cum ar veni. Dar bineînțeles, înainte să începem, fraților, haideți să vedem câte like-uri putem strânge pentru o nouă variantă a Minecraft-ului, un Minecraft cu poveste și sunt foarte, foarte curios să văd care va fi, nu știu, care va fi povestea, cum va fi jocul în general, ce grafică va avea și așa mai departe. Am setat deja pe aici, nu știu, audio. Am setat totul pe 5, sper să fie ok. Nu știu, am mai setat aici la graphics pe high, care e maxim, e numai low și high, rezoluția 1920x1080, full screen. Și haideți să vedem oameni buni și haideți să strângem noi, nu știu, peste 1500 sau 2000 de like-uri pentru acest episod. Opa, trebuie să vedem cum arătăm. Bă, ăsta cred că arată fain, nu? Hai să-l alegem pe ăsta. Mamă, deci what the fuck, the order of stone. Ok, ordinul pietrei. Start episodul 1. Deci începe episodul 1, oameni buni. Nu m-am uitat la niciun gameplay cu acest joc pentru că știu că a apărut pe Xbox sau ceva de gen, nu știu, mi-a zis Eddie. Nothing built can last forever and every legend no matter. Nimic construit poate fade with time. Vorbește asta peste mine și mă încurcă. Year, more and more details are lost until all that remains are myths, half truths. To put it simply, lies. Minciuni peste tot. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures. Ne suntem ordinul pietrei, oameni buni. Pietrii. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have so long ago four heroes such as these. Deci au fost patru eroi. Gabriel, luptătorul. Uite ce face, băi, jumul. Asta e cel mai șmecher. Elegar de inginerul de Redstone. Asta e inteligentul grupului, cum ar veni. Magnus. Oh my god. Asta e inteligentul pe parte de distrucție. Și asta construiește lumi. Deci ce tare. These four friends together would give so much to gain their rightful place as. Deci povestea va avea loc cu patru eroi, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Would take them on a dangerous journey to fight a mysterious known as the Ender. Mamă, și-au ajuns până în End, când a trebuit să se bată cu dragonul, aparent. The Order of the Stone emerged. Și au reușit să-l bată. And the dragon was defeated. This story complete. Ce tare. Deci legenda spune că ăștia au fost patru eroi, eroii au bătut dragonul și așa se termină legenda, aparent, și au dispărut după. Nu, sunt foarte curios, Gabriel. Și când o poveste se termină, o altă poveste începe, așa e și normal. Yeah. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies? The fuck. Zombie-sized chickens. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor. Zombie side chickens. Mai bine m-aș bate cu niște zombalei care ar fi de înălțimea unui zombal, de înălțimea unei găini. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. The fuck? So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm-hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once. Deci e un senzor de lumină de, mă rog, întuneric zi, cum ar veni noapte zi pe acoperiș și când se face întuneric, știți și voi foarte bine că se aprind luminile. What the fuck? Ce cata asta porcum casa? I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? Deci ăsta ia porcul unde se duce. I don't know. Amateurs. Așa cheamă poporul Ruben și eu am zis că porcul e cel mai bun prieten al meu. Both of you are. I didn't mean anything by it. Porcul e cel mai bun prieten al meu. I just don't want to give people one more reason to call us losers. Serios, oamenii? I'm getting tired of it. Who cares what they ce contează ce cred oamenii despre noi? Adică serios acum, stai să mai încet. You say you're not a loser, Olivia. So win. Exact. Ești o persoană, deci trebuie să câștigi. Opa, e un creeper. Nu, e un creeper. E un creeper? E un om, mă, cu cap de creeper, mi-am dat seama. V-am zis eu. Care e problema cu tine, Axel? Așa-l cheam pe ăsta. Cool mask, mi-a plăcut masca lui Axel. Aha. Foarte convinsătoare.
beautiful look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. Adus artificii, dar pentru ce artificii? What the fuck? Nice. You brought Ruben a disguise? We're going to a convention. Ok, nu știu ce i-a pus Ari porc. What the fuck? Deci un porc cu cap. He looks awesome, arată super. Awesome. Porcul nostru foarte tare cu aripi de dragon și cap de dragon. All right. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. Ce că ne așteaptă? If he was really your best friend, you wouldn't let him outside. Dar ce se întâmplă? De artificii o petrece ceva? What the fuck? More dangerous than putting a costume on a pig. Trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Ce cauți, mă întrebesc că e jos și că trebuie să-mi iau lucrurile, ok? What the fuck? What the fuck? Ce tare! Stai. Cum iau sabia? Ok, ce trebuie să-mi iau? Banner. Gabriel, the warrior. Gabriel luptătorul. You ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my... Exact, mă, și asta o să devină faimos, oameni buni. Gen, what the fuck? Ok. Ce am în cufăr? Hai să ne uităm în cufăr. Ok, am luat niște farfeci. Ok, ce mai putem lua? N-am nevoie de bannerul ăsta, nu? Vreau să ne uităm la banner. Armor stand! Om avea ceva... De fapt, nu, ăsta e look at armor stand. No, thank you, banner. Jukebox. Alt cufăr, ia să vedem. În celălalt cufăr, să vedem ce avem aici. Flint and steel. Bun, dăm foc la lucruri, aparent. Altceva? Ah, și mi-arată în stânga ce am luat, ce tare, fii antenă. Pot să selectez, ok, și? Deci părotit să selectez. Ia uite ce tare e. Nu vreau să mă duc jos, vreau să văd ce mai am pe aici. Ruben, să vorbesc cu porcul. Deci vă dați seama ce nebun e asta de vorbește cu porcul? Hai să vorbim cu el. Give me a dragon roar, Ruben. Dă-mi un urlet de dragon. N-a fost foarte convins. That'll do, Ruben. That'll do. Ăștia vor să-l costumeze pe nenea porc. Ok, și pe aici nu mai putem... Ah, deci numai astea trebuie să-l luăm, nu? Ok, dar stai să-l mergi și la bannerul ăsta. Bă, vreau... Bă, nu mă aștept la să fie așa jocul, gen, what the fuck, dar e foarte tare, mi-mi place. Ia, să ne uităm la bannerul ăsta. We're gonna win the Endercon building competition. Oh, deci fii antenă. Noi acum ne ducem la o competiție, că a zis Endercon building competition, adică o competiție de construit. Oh my god, mi-e frică deja. What the fuck? Mergi în jos, bă? Ce zice, să mergem? Hai să mergem în jos. Trapdoor. Hai mă, porcule, vine și tu cu mine, Ruben. Băga mea și piciorul. Le iau cu o mână, mă. That's everything. Asta e tot ce am luat. Am luat 3 chestii cu mine, fiind din stilul sabia de wood, deci am o sabie de lemn și flint în stilul, nu? Nu, și farfecile. Am mai zis la flint în stilul. Okay. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Că competiția va avea două părți. The special guest at this year's Endercon is none other. Oh my god, deci Gabriel luptătorul, adică legenda aia va fi invitat la competiția asta. Și the winner of the building competition. Mamă, și câștigătorul va întâlni pe legenda asta. I wish the rest of them. I love to meet Gabriel. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Gabriel luptătorul. Adică e o legendă, frate, e o poveste, toată lumea ar vrea să-l întâlnească. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. Deci, practic Gabriel e cel care făcea parte din acea legendă. Uite, putem pune și pauza, e foarte tare. Să vă explic așa puțin. Dar bine, azi nu v-am explicat toată povestea care e în engleză, vă spun numai esențialul. Deci Gabriel face parte din acea legendă care, bine, știți foarte bine că legendele o parte e adevărată, din legendă o parte nu e adevărată. Și Gabriel e cel care a fost în acea echipă de 4 oameni, foarte jumecheri, care au bătut dragonul. Și noi avem ocazia să-l întâlnim dacă câștigăm acest concurs de construit. Și chiar sunt curios să văd cum se continuă aici. Source of yours make posters for a living? What? Huh? Opa, what? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Noi suntem singurii lui prieteni. Ce om trist, bă. Trebuie să câștigăm această competiție. Bă, dar ăla chiar arată ca un dragon așa mic în miniatură. We basically have no chance. We'll win this time. Vom câștiga acum, oameni buni. What are you talking about? Because up to now we've hated losing. Exact, nu ne-a plăcut today, să pierdem, vom câștiga. Suntem cei mai șmecheri din parc, are oameni buni. Love winning. That didn't sound as good. No, no, I'm with that. All right. All right. Wait a minute. We're thinking about this all wrong.
The point of the building competition isn't just to build. Exact, trebuie să construiești ceva. We have to do something to get noticed by the judges. Deci trebuie să facem ceva interesant, nu ceva random. Trebuie să facem ceva ca să cei care sunt practic cum să zic, deci cei care aleg juriu, așa juriu, what the fuck, îmi scăpa cuvântul, juriu, trebuie să facem ceva ce să impresioneze juriu, frate, știi, nu faci ceva random, nu construiești o casă, trebuie să vedem ce să facem. Chiar ești curios. Trebuie să construiești ceva înspăimântător, aparent. Asta vrea să construiască un creeper sau un enderman. How about a zombie, enderman, arcur? Let's build a creeper. Ce să alegem, zombie, enderman sau creeper? Enderman, frate. Build an Enderman. Endermanul este, adică față de zombie și creeper, Endermanul este cel mai cel mai puternic mob dintre cei doi, zic eu, nu? Adică de creeper poți fugi ușor, de Enderman, de zombie la fel, dar Endermanul te cam prinde, că merge și repede și se și teleportează. Are you so, yeah. Whining? No, I was saying awesome. I think this is the first time we've decided on something before getting into the competition. Eu va trebui să construiesc un Enderman, stai că n-am ales bine. Sunt curios. Suntem pregătiți. Pam, pam, pam. Este forța echipei. No. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Echipa! Asta e, mă, gata, suntem echipă. Vom construi. Dar de ce au fugit fiecare într-o direcție și fug? Why? What? Q? Oh, dăm cu... Deci, fii atent, ne facem rost de lemn. Spamează, bă, Q. Ce se uită porcul ăsta la mine. Ce fa, mă, șefule? Și acum ce trebuie să fac? A, săgeată jos. Facem flotări cu porcul în spate. Gabriel, te întâlnesc eu, fraiere. Iau tot nisipul de aici, a? Ce ta... What the fuck? Ce iartă, mă? Mai fac ceva flotări într-o mână. Ca așa e bine, bă, what the fuck. Deci Q și E trebuie să apăsăm. Ce tare, mă. Îmi place. Și ce... O, luăm flori. Asta de ce le luăm? De ce luăm flori? A, nu, bat florile. Săgeată sus. Abdomeniu, fratele meu. E, Q. Facem rost de... Ăsta-i stone, cobblestone, nu? Tăiem ceva oi de aici, că e bine rău. Mai luăm ceva lemn. Deci asta e toată povestea pe care o parcurge mici de mun. Și... We can do this, guys. Asta e, mă, hai să vedem. Bă, mă, ăștia chiar au voință, bă. Ce tare. Deci îmi place. Asta a fost practic intro, cum ar veni, știi? No, și aparent că suntem pregătiți să construim ceea ce trebuie. Ci că nu-i pregătită doar să construiesc, că e pregătită să câștige, asta e atât de deep. L-ați văzut pe ăsta? Bă, și-a dat seama că nu e... Mam, ăștia sunt echipa adversă. Ce mă dacă au jachete la fel? Ăștia sunt oamenii răi, știi? The fail squad's here. Tați vă bă, deci vă batem de... Ăștia gen să-i șmechere, ne tot achinează și spun că noi suntem pierzătorii, dar noi o să le arătăm cine sunt șefii, nu-i așa? Oameni buni, construim un Enderman și șmechere. How do you do? No, your team name. Ah, your team name. Echipa, ia. Numele echipei, sunt curios. Numele echipei, care e numele echipei? Oh, we're the Nethermaniac Dead Enders. Mamă. We're the Dead Enders. Dead Enders. Sounds like a name for pirates. Un nume pentru pirați. E mișto, mă, numele Dead Enders. You guys are in booth 5. Yeah. Sunt curios. Asta nu prea încape pe portiță săracu. Și ăștia râd de el. Bă, de ce râdeți, mă, de un om săracu? E și un piculez mai așa, mai dodolaș. Și ăștia râd de el. Bă, mi-a râd, îi bag piciorul. Yeah. Bă, îmi lipsi... A, le-am folosit deja, fii atent. Nu vreau un cufăr. Să vorbesc cu ăștia? Nu, că ăștia se ia răi. Ba nu, ia e mulțimea aia. Ce avem în cufră? Nope. Nimic. What? What? De ce m-am uitat în cufărul ăsta? O iau pe aici. A, nu, băi. A, uite, boot 5 acolo unde sunt ăștia. Fraierilor. Ce tare, ce îmi place. Yeah. Is that a freaking beacon?
They have a freaking beacon? Un beacon, mă? Freaking beacon? That's what stained the fuck? Glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. Ăștia construiesc un curcubeu cu beacon-uri. We're gonna lose. Our design is way cooler. Deci designul nostru de Enderman o să fie mult mai șmecher decât al lor. Corect? Decât niște lumini așa, bag ciocanele. Their difficulty score is going to be higher than our total score. We've got something they don't. Oh, avem artificii. Ok. We should probably stop staring at them. Look, it's the. De ce nu tot zic ordinul pierzătorilor? Mă enervează rău de tot. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. Ce tupeu pe ăștia, mă. You're being unpleasant. Maybe not all of you. EnderCon doesn't allow outside food or drink. What the fuck? I'm talking about your pig. Shut up, you jerk! Nesimțitul dracului, pleacă de aici. What's that? Jesse said, shut up. Do you need to hear mamă, it again? Mamă, fii atent, nu la bătaie cu ăștia. Bă, eu am sabie de lemn, frere. I know. Maybe. Dacă îți dau sabie de lemn peste gât. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. Exact, duceți-vă la muncă, frerilor. You're lucky I'm busy. Hey, Jesse. Oh, cine-i asta? Hey, Petra. Petra. Only time will tell, but we're optimistic. Hey, suntem foarte optimiști, frate. I forgot to thank you for that nether star. Hey, Lucas. Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. Cică ai ajutat pe ăștia, le-a dat un nether star. Cică a fost plătită să le dea un nether star. Exactly. Păi, nemul, i-a ajutat pe ăștia, mă. Gen, i-a ajutat să facă beacon-ul, știi? Și beacon-ul se face foarte greu, deci vor avea un scor foarte mare, dar de juriu. Sunt curios cum bate din chestia asta. Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this? And you know, may the best team win. Cea mai bună echipă speră să câștige. Așa va fi, frate. Careful what you wish for. Da, bă, băiatul ăla nu este cei mai bun. Noi vom câștiga, frate. Ia, începe. Se numește EnderCon, competiția de construit EnderCon. Câștigătorii vor întâlni pe Gabriel, luptătorul. Mamă, ești nebun. Noi ne întâlnim, frate, cu Gabriel de față. Ocelot! Wow, handshake? We don't have a handshake. Ce asta, frate? We'll just make one up. Ok, care e salutul nostru? The care va fi salutul nostru? The Warrior Whip? The Warrior Leap. The Warrior Whip. Aia e, mă. Nu știm să facem salut. Nu-i bai. Just like that. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. Deci trebuie să urmăm planul și totul va fi ok. Asta e, frate. Dead Enders can't lose. Deci noi suntem Dead Enders și Dead Enders nu pot pierde această competiție. Deci oameni buni vom câștiga și îl vom întâlni pe nenea Gabriel. Începe constru... Hai, ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Ia. Ok, ce trebuie să fac? Q. Construim? Ce construim, bă? What the fuck? What the fuck? Oh no! A fireworks dispenser! I'm so scared! Da, a fireworks dispenser. And we'll worry about ours. Un dispenser cu artificii. Ia, ce trebuie să facem? Q. What the fuck? Ce fac ăștia, frate, aici? Nu înțeleg. Oh, Enderman-ul, frate, Enderman-ul pe care noi l-am plănuit. Ce tare. Ne uităm acum la construcțiile altora. Adică nu prea avem cum să pierdem, decât, uite, în fața ăstora. Ha. Now, momentul adevărului, oameni buni, vom câștiga sau nu? Here goes nothing. Let's do this. This looks so cool. Arată we'll foarte win tare this for sure. Și vom câștiga. Normal, frate. This Enderman is sweet. Deci chiar arată fain Enderman. Good call, Jesse. E așa, drăguț. Uite, toată lumea vine să uite la Enderman-ul nostru cu artificii. People are looking at us. Good build, să uite oamenii. What? No way. Nu, ce face asta? Bunch of dyed wool. What? Whoops. Opa, nu, dă drumul la vii, bă, 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 bă. Oh no, Ruben's on fire. Bă. No, come back. It was Aiden, that punk. The lava's getting closer. Gonna ruin the build. Și dacă se apropie lava de lârâna noastră, o să ia foc, deci noi trebuie să oprim lava cel mai probabil. Yeah. Ce trebuie să facem? We've come on, help something. Me, fine. Stay here. Deci vom salva porcul. Sau vom sta aici să salvăm construcția? Bă,
Până la urmă fac ceva pe ea de construcție, că porcul era cel mai bun prieten, așa am spus la început, cel mai bun prieten al meu de salvăm porcul. Hai mă, toți după porc. Toți după Ruben. Așa. Uite-l. Dă-i mă în gură. What? Uf. Serios. Nu, trebuie să-i dai în gură ăluia din față. The fuck? Ce tare, bă. A, și ăsta o sară, nu? Bag piciorul. Yeah. I don't see him anywhere, Ruben. Nu-l văd nicăieri pe Ruben. The sun's going down. Și se face noapte. Și trebuie să-l găsim repede că se face noapte și apar mobi. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost. De ce toți, bă, și în filme și în jocuri, toți vor când suntem 3 sau mai mulți, mă rog, un grup, toți vor să se despărțească. Și ăștia vor să se despărțească că cei au mai multe șanse. Da, da, aveți mai multe șanse să muriți. No, bine, ăștia vor să se despărțească. Ok. No, ne despărțim, ce tare. Oh my god, mi-e frică deja. Ruben? Ruben? Where unde are ești? You? Just give me an oink if you can hear me. Porcușorul meu drăguț, unde ești? Oh my god, și acum trebuie să-l căutăm. Și apăsând click dreapta, îl chemăm pe Ruben, aparent. Ok. Nu, bă, frazor, cam ăsta a fost primul episod din această nouă serie, mi se pare foarte tare, chit că, gen, nu e un joc în care tu te joci foarte mult, e un joc cu poveste, uite, acum ne jucăm noi și chiar eu zic că o să fie foarte, foarte interesant în continuare. S-ar putea ca astăzi să punem episodul 2, da, deci s-ar putea să punem astăzi 2 episoade și cine știe, poate în continuare la fel, dacă vă place foarte mult seria, v-am zis, mie îmi place foarte, foarte mult și acum noi trebuie să ne căutăm porcul. Cum iau sabia în mână, ia Wooden Sword. Ruben! Ruben! Where are you, buddy? Unde ești, prietene? Dar vom continua căutarea episodul următor. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și haideți să strângem cât mai multe like-uri pentru acest joc super tare. Și o zi data viitoare, frazor. Eu am fost Andrei și cine știe, poate apare episodul 2 astăzi. V-am salutat pe toți. Ceau, pa!